lună august aduce cu ea noi creșteri de prețuri, mai ales pentru băuturi care conțin zahăr sau îndulcitori, țigări și băuturi alcoolice. Astfel, situația, care afectează și pe cetățenii din Valea Jiului, devine din ce în ce mai grea, în special pentru că scumpirile se vor ține lanț și în perioada următoare. Veștile proaste nu se opresc, iar nemulțumirea cetățenilor crește direct proporțional cu noile scumpiri. La salariile care le avem, mi se par foarte greu. Deci nu am ajuns la momentul în care nu mai putem să ne achităm nici facturile. Deci gândiți că facturile cresc, dar în schimb salariile sunt mizerabile. Deci mulți oameni au ajuns să plece în afară să muncească ca să poată să trăiască. Deci România nu știu unde va ajunge. Deci credeți-mă, mi se rupe sufletul când văd oameni amărâți pe stradă cu mâna întinsă la cerșit și nimeni nu-i bagă în seamă. Dar nu știu de ce. Deci îmi pare foarte rău pentru țara noastră că o să ajungem de râsul lumii. Deci credeți-mă, de râsul lumii. Mai zic unii oameni că nu, că noi o să trăim bine. Nu e adevărat. Deci nu e adevărat. Foarte rău mi se pare, ce să zic, scumpe, ce așa sunt scumpe, o să fie mai scumpe, asta este. Inevitabil. Nu depindem noi. Și nu depinde de noi, chiar. Inevitabil. Nu avem conducători care să știu. Asta e trendul și atât. Cât se poate de mult, să le duc atât de sus încât să nu mai ajungem să cumpărăm nimic. Nu e ok. Absurde. Destul de rău. În schimb, noul val de creșteri de prețuri nu aduce cu el și majorarea salariilor sau pensiilor. Foarte greu, foarte greu, că avem o pensie foarte mică și greu. Ce să facem? Dacă nu are grijă nimeni de noi, n-avem ce face. Pinișor, intră el așa, cât de cât, un pic mai bine. Că noi avem pensie puțin mai mărișoară, dar oricum nu e bine ceea ce fac. Ar trebui să facă altceva, să facă, să stabilească prețurile, să fie altă viață, că e foarte multă lume necăjită și n-au din ce trăi. Dacă cresc facturile, ar să crească și un pic salariile, ca să poată omul să se descurce. Măsurile privind creșterea prețurilor la aceste produse au fost prevăzute într-o ordonanță de modificare a codului fiscal. În data de 29 iulie a avut loc o nouă licitație pentru vânzarea termocentralei Mintia din cadrul complexului Hunedoara. La această acțiune însă nu s-a prezentat niciun investitor interesat, astfel că va fi nevoie ca procedurile să fie reluate. Nu este pentru prima oară când licitația ce privește vânzarea entității energetice nu aduce ofertanți. Astfel a fost aleasă o nouă dată când se va ține următoarea licitație. Ultima licitație a avut loc pe data de 29 iulie, după cum se știe deja din presă, nu s-a prezentat niciun ofertant. Următoarea licitație va fi pe data de 12 august, în aceleași condiții, la același preț de 91 de milioane de euro. Încercările de a aduce noi investitori, inclusiv din străinătate, continuă. Există discuții, bineînțeles, cu potențiali investitori, însă în faza asta este o procedură confidențială până când se înscrie cineva și până când adjudec. Termocentrala Mintea a fost oprită din funcțiune în martie 2021, întreg personalul fiind disponibilizat. Prima etapă a sesiunii de admitere pentru studiile de licență și master din cadrul Universității din Petroșani s-au încheiat. Astfel au fost publicate și rezultatele admiterii pentru specializările disponibile la toate cele trei facultăți. Potrivit rectorului universității, rezultatele admiterii din acest an sunt bune, iar printre cei admiși au fost și persoane care au intrat cu nota 10 la specializările dorite. Am finalizat admiterea de vară atât la licență cât și la master. Rezultatele sunt mai bune decât în anii precedenți și anume, nu numai că s-au înscris mai mulți candidați la specializările din cadrul universității noastre, dar au și confirmat dintre aceștia mai mulți decât în anii precedenți, în special la Facultatea de Inginerie Mecanică și Electrică și la Facultatea de Științe. Avem studenți care s-au înmatriculat și deci au confirmat inclusiv cu taxă. Totuși, pe ansamblu, o admitere reușită. Mulțumesc colegilor mei pentru implicare, mulțumesc studenților, atât
români, cât și basarabeni care s-au implicat în promovarea Universității din Petroșani în Republica Moldova și prevăd un an universitar cu toate locurile ocupate și cu studenți care sunt dornici de a însuși tot ceea ce le este folositor pentru viitoarele profesiuni. În perioada următoare va avea loc o nouă etapă a sesiunii de admitere pentru studiile de licență și master. Așteptăm sesiunea din toamnă de admitere, unde mai avem câteva locuri, în special la specializările la care nu s-au înscris pe de o parte candidați, nu că nu ar fi mai atractive, dar probabil pe care le consider mai dificile sau consideră că piața forței de muncă este mai redusă vis-a-vis de opțiunile lor. Începutul postului Sfintei Maria aduce în piețe un val de cumpărători, în special al produselor de origine vegetală. Prezența legumelor și fructelor din piețe face ca perioadele lungi de post să fie mult mai ușoare. Deși producția a fost afectată de seceta din acest an, oferta de fructe și legume este mulțumitoare. Se simte, nu foarte mult, dar se simte. Au mai crescut și prețurile și de-aia vânzările sunt un pic mai reduse. Dar ținând cont că sunt și perioada de post și perioada de toamnă, un pic se simte vânzările, sunt mai bune decât înainte. Roșii, vinete, castraveți, produsele de toamnă, gogoșar, capia. Totuși, comercianții se plâng de problemele generate de secetă sau de faptul că o mare parte din cetățeni sunt în această perioadă în concediu. Deoarece toată lumea este plecată în concediu și vânzările oricam scăzut. Prețurile sunt destul de piperate, tot în urcare și vor fi în urcare și omul nu-și permite. Să simte, omul e scăzut vânzările, nu prea are lumea bani, nu știu, seceta e pe noi, grămadă. Nu prea. Măi, sunt, au scăzut foarte mult față de anii trecuți. Nu vedeți că nici nu prea e marfa așa.